Dar la nivelul satului Cordun am semnat în data de 15 noiembrie anului 2017 un contract de modernizare a unor drumuri de interes local din satul Cordun, un proiect cu un obiectiv de 9,6 km. Am semnat contractul pe data de 15 noiembrie anului 2017. Acum, la ora la care discutăm, am trecut la etapa următoare de achiziție publică și sperăm, din punctul meu de vedere, în cel mai scurt timp, să trecem efectiv la lucrările în teren de modernizare a celor 24 de străzi din satul Cordun, exact cum am spus și în alte situații. Situația străzilor am pus-o și pe internet, pe pagina primăriei. De aceea, cu această ocazie, rog toți locuitorii din satul Cordun care locuiesc pe aceste străzi să-și facă branșamente la toate utilitățile, astfel încât în momentul în care am modernizat drumul să nu mai apară situații în care vom reveni sau vom sparge drumul imediat după ce l-am modernizat, pentru că nu este prea frumoasă situația aceasta. Pe data de 8-a-2-a, adică ieri, am semnat cu AFIRU, cu Centrul Regional de Finanțare în Mediul Rural, un contract în valoare de 1 milion de euro nerambursabil, care are ca obiectiv, din nou, modernizarea drumurilor de interes local în comuna Cordun. Acest proiect are ca și obiectiv o lungime de 7,15 km. Proiectul este împărțit ca și modernizare pe toate cele trei sate componente ale comunei. Din acest proiect pot să spun că la nivelul satului Cordun voi mai acoperi varianta ocolitoare, care începe de la Deplast și va ieși pe strada Viorelilor până în E85, drumul din interiorul fostului CAP din satul Cordun și strada Biserica Veche. La nivelul satului Simionești vom avea încă două străzi cu o lungime de 900 de metri, strada Eternității și strada Stadionului. Iar la nivelul satului Pildeș vom avea din nou vreo 5 străzi. Numai că la nivelul satului Pildeș, dat fiind faptul că suntem în achiziție publică cu canalizarea și alimentarea cu apă din satul Pildeș, vom mai aștepta puțin cu modernizarea străzilor, astfel încât să modernizăm străzile și să le asfaltăm după ce efectiv vom pune și apa și canalul pe acele străzi, ca să facem treaba. Rog din nou ca toți acei care doresc să se branșeze la utilități să-și facă înainte de a asfalta și de a moderniza străzile, ca să nu avem discuții după aia ulterior. Mi-am propus ca în acest mandat să acopăr 100% modernizarea străzilor. Nu știu dacă voi reuși acest aspect, dar sunt ferm convins că voi reuși 80%, 90%. Voi reuși să modernizez străzile, să le asfaltez și efectiv să înființez sistemele de alimentare cu apă și canalizare pentru toate cele trei sate componente ale comunei.